Practic, suntem într-o capcană, suntem într-un mecanism pe care foarte greu îl vom schimba. Și educația ar trebui ca în câteva generații să ne ajute să ieșim din mlaștina asta a mediocrității, a lipsei de performanță, a lipsei de viziune, a lipsei de contacte cu lumea în care trăim. Dar prin faptul că ne autoblocăm în sub toate aspectele și al ierarhiilor și al construcțiilor organizaționale și al pregătirii profesionale, rămânem cumva să construim sute de consilieri și de secretari de stat, ori noi avem nevoie de păstori. Ai nevoie de un singur păstor care îți arată drumul și după aceea sigur că în urma lui, dacă el este un tip... E adevărat că Solomon avea 700 de soții și 300 de țiitoare. Deci nu vorbim despre acest mod de a face politică, de a construi aceste rețele clientelare. Noi avem nevoie practic de cineva, cum era Moise, cineva care să vină cu tablele, cu unele, cu viziunea ca atare. Să ne arate drumul, să ne arate calea. Cred că asta este marea problemă pe care o avem acum și nevoia de lider. În România, principala problemă în momentul de față este lipsa unui lider. Unul se ascunde la Cotroceni, alții se ascund la guvern și în condițiile astea, practic, stupul ca atare nu mai funcționează. Haideți, vă rog, să vorbim un pic despre Uniunea Europeană. În ce măsură, e un citat lung, dar atât de important, spus niște lucruri legate de Uniunea Europeană, dar vă întreb aici direct să nu mă mai certați că v-am chemat degeaba, cu toate că nu e adevărat. Cel puțin în prima parte despre China ați văzut că nici nu v-am... Din cauza virozei urmează să intre în arhivă și atunci data viitoare vă întreb despre China. Adică o să vă citesc din ce ați spus în Marius Tucășov. Sunt genul care face asta și... Ce se întâmplă cu Uniunea Europeană? În ce măsură ea poate să funcționeze în formula actuală, în structura actuală? În ce măsură ar trebui restructurată Uniunea Europeană? Uniunea Europeană, vrem să meargă înapoi la secolul XIX, facem din nou un triunghi sau o anumită formulă de putere centrală, modificând mecanismul de vot, sau păstrăm dreptul de veto al fiecărui membru. Ce fel de configurație vrem să aibă Uniunea Europeană? Vrem să dăm din nou Germaniei, Austro-Ungariei, nu știu, Italiei, dreptul de a decide, cum era în secolul XIX și pentru țările dunărene, pentru principatele dunărene. Eu cred că ideea de a renunța la dreptul de veto, sugestie făcută de curând, și alăturarea României la grupul de nouă care sugerează acest lucru, ar fi o mare greșeală. Sigur, se pornește facil de la povestea cu Schengenul, că dacă erau majoritate, îi strângeau pe băieții aia de instalații și se vota Schengenul. Nu. Probabil că apărea un mecanism care bloca. Dar eu, fiind mai în vârstă decât tine, îmi aduc aminte ce s-a întâmplat... Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Îmi aduc aminte ce se întâmpla cu Iugoslavia. În momentul în care, practic, CSCE-ul, unde România a avut o contribuție fundamentală inventând și impunând regula consensului, practic, în momentul în care a apărut criza iugoslavă, această regulă, care înseamnă, până la urmă, drept de veto, înseamnă o unanimitate, doar cu o întrebare pusă în alt mod, în acel moment... Nemții, Genscher de fapt, a spus, ne deranjează povestea asta. Și atunci, hai să inventăm consens minus unu. Ca să, în așa fel încât Iugoslavia să nu poată să voteze
atunci când este vorba de sancționarea ei. Deci, practic, noi vom ajunge în situația în care atunci când vom avea noi și alții mai mici anumite interese, nu ne vom mai putea opune. Să ne facem iluzii că acest mecanism ne va ajuta pe noi. Nu. Va ajuta marile puteri europene să impună anumite decizii. Noi, deocamdată, acum îi deranjăm prin acest drept de veto pe care îl avem. E adevărat că nu l-am folosit prea des. Eu nu cred că, nu mi-aduc aminte ca noi să fim folosit. Niciodată, nu mi-aduc aminte. O chestiune teoretică. Dar India de ce nu recurge la metodele alea, că sunt tot atâția, apropo de metodele din China? De ce nu? Recurge și India la metodele alea, apropo că sunt tot cât China. India este încă într-o fază de dezvoltare. Și atunci, dar probabil că vor ajunge tot acolo. Ei au o mare problemă și un avantaj, dar și o problemă, chestiunea demografică. Dar aici este un joc pe care americanii încearcă să-l facă pentru a bloca China, crearea unei formule care să încerce cumva să adune Japonia cu India, cu nu știu Două minute, domnule prim-ministru. Summitul de la Vilnius, ce credeți că va aduce nou, apropo de summitul NATO? Ce credeți că se întâmplă cu NATO? Văd că noi ne înarmăm. Credeți că și celelalte țări din NATO vor primi o foaie de parcurs sau vor primi indicații în ceea ce privește înarmarea? Eu îmi permit, sigur că ăsta este obiectivul principal și este un interes american și occidental și al celor care au industrie de armament. Dar eu mă întreb următorul lucru. De ce n-am putea, spre exemplu, să renunțăm la unul dintre submarinele pe care vrem să le luăm? Corect. Și să rezolvăm problemele din educație? Noi, nu știu, nu sunt specialist militar. Dar eu nu cred că cu două submarine vei putea să controlezi și să blochezi Marea Neagră. Și atunci mă întreb următorul lucru. De ce nu solicităm partenerului strategic sau Franței să pună sub steagul României un submarin în Marea Neagră? Corect. Că în definitiv poate au mai multe, poate nu le mai trebuie exact, nu știu unde, prin Pacific, prin alte zone. Și atunci rezolvăm o chestiune care ar fi, după părerea mea, extrem de importantă. Pentru că noi ne înarmăm cumva cu atât pe un mai anumit mult cu model. Cu atât mai mult cu cât aceste submarine vin prin anul 2030. De aceea, 2040. Da, pe când francezii cred că au deja submarinele. Adică... Și americanii la fel. Deci eu cred că ar trebui să avem un alt model. Dacă Marea Neagră este importantă pentru NATO, hai să găsim o altă soluție care să permită, sigur, acordurile de la Montreux nu dau voie să intre și să staționeze echipamente militare din alte zone. Dar noi putem să luăm sub steag românesc, printr-o concesiune pe 99 de ani, da? Și în felul ăsta să le preluăm aici. De ce să construim? Haideți. O poveste care oricum total de acord cu dumneavoastră. Va fi greu de menținut, mai ales de reparat. Că sunt praf, gata, e clar, nici nu mai are. Nu, ei deja nu mai există. Păi asta zic, și atunci cu atât mai mult nu există un pericol mai la Marea Neagră. Mai au câteva submarine nucleare, dar astea sunt... dar alea sunt uzate.